mulțumesc. Asta e, oprește-o. Mersi. Bun. Următoarea piesă este o piesă pentru că cu o sonoritate mai frumoasă, pentru că vreau să ne amintească de sărbătorile pascale. Asta este a doua zi de Paște. După care o să cântăm piese mult mai ritmate și cu multă alamă, da? Piesa se numește Trec uidealul la băiuț. Acum te rog să dai drumul, noi avem niște viol pe bandă de care avem nevoie și un cor. Te rog!
Mulțumesc, acum am văzut, o să începem piesa de la început, da? Suntem pregătiți toți, da? Bun, cu re major, mersi! Câte o piesă, dar până una alta am fost trimis pe scenă să vă fac o poză. Mi s-a spus că sunteți superbi în seara asta. Vă rog, când vă spun eu, toată lumea ridică mâinile în aer și strigă: Ei! A
ieșit o poză superbă. O să și filmăm, vă mulțumim mult. Următoarea piesă se numește Uhăi Bade și aparține Mariei Tănase. Tase, fă oficiu de gazdă, pentru că rimează cu Tănase. Călare pe vânături. Când vine moda, vine vara de la miei. Vine moda, vine vara de la miei. Și dacă vine cei, și dacă vine cei, aiu pe lângă stână să se facă brânza. Să nu fii usturoaie ca gura de jenăroaie, mă! Hai, mami, hai, mami, cum să fac? Cum să fac? Să te apuc și să te țuc. Subrădui, cu mândruța nu știu cui. Ba, o știu, dar nu vă spui. Thank you.
ptica, să ptica, auzi neiculița, dar dacă auzi, de ce nu răspunzi? Că e mult de seara, ne gășesc afară, ori am conjurit și tot așteptând. Și acum o să urmeze o piesă înălțătoare la care noi ținem foarte mult. E o piesă tristă, dar e o piesă specifică neamului românesc. Noi nu suntem un popor foarte vesel, suntem veseli doar când ne îmbătăm, dar uneori și atunci suntem melancoli. Mulțumim pentru primire!
acum. Mundica! Bine, bine, nu? Într-un număr foarte mare mă bucur tare mult. Cum ați petrecut?